29 octombrie. Azi pomenim pe cuvioasa Anastasia Romana. Sfânta Fecioară Anastasia de la Roma, socotindu-le pre toate deșertăciuni, s-a făcut mireasa lui Hristos, plătind cu viața recunoașterea credinței sale. Se întâmplă că mai vezi și toamna câte o floare de salcâm printre frunze. Ăsta-i semn de toamnă lungă. Se spune că dacă păsările sălbatice, toamna când pleacă de la noi, au zbor lin, toamna e lungă și frumoasă. Dar dacă zboară în cerc și fac zgomot, toamna va fi urâtă.